Good morning, my neighbors. Good morning. Poate de lui. Ce faci, mai Adi? Mergi la Dunăre, mă? Da, mă, frate. Viața mea. Viața. Iar la astea, la gazon. Bă, pe jos. Bă, nu poate prinde și ceva. Da? O plătică, gata. Te abonat la plătică. Iată-ne la drum, oameni buni. Mergem să îl ridicăm și pe al treilea mușchetar, care va fi o surpriză. Îl vedeți un pic mai târziu. O partidă de 12 ore scurtă. Adi își dorea foarte mult să meargă la Dunăre. O să fidărim, ca să chiar zicem, da, așa. Chiar mi-era dor de un fidăr și de o gălășeală, de o... De orice. De ce-o fi. Numai să vezi vârful cum face. Exact, da. Chiar mi-era dor să văd vârful ăla. Mi-am luat două lasete. Am zis, mamă, deci nu, tot repede, nu știu cum, muncesc. Ca să până mă, să văd cum fac așa, știi, vârfurile alea. O joc la clopoțe. O joc la clopoțe. Da, cam asta este. Să vedem pe unde o să ne așezăm, să vedem ce ne rezervă ziua. Așa cum am spus, partidă scurtă, friguț afară. Am dormit doar 2-3 ore. La mijlocul, păi câte ceas am făcut, adică chiar, hai că eram curios. 4:20, ai venit la mine la 4, da? Și ne-am trezit pe la 3. Deci da, azi, am dormit vreo 3 ore. Și sper să nu ne ajungă oboseala la prânz, știți cum e. Am făcut rezervarea, ne așteaptă standul acolo, de-aia plecăm așa de vreme, că e bătaie, e joi și joia, vinerea e deja... E concurs care da, prinde loc. Da, taxa mai mare, ca la cupa caritabilă, care licita mai mult. Și atât, rămâneți până la sfârșit să mai râdem un pic, vreau să fie pe relaxare, vreau să-l punem pe Adi la treabă, să ne zică așa câteva glume și povești pe malul apei, vedem ce ne rezervă, al treilea mușchetar se va alătura, avem sper să iasă ceva, sper e să puțin, iasă ceva. O să fie puțin friguț, da, asta este, acum sunt sub cald, sunt berea caldă, asta e. Da, gata, hai, rămâneți până la sfârșit. Uite-l și pe al treilea mușchetar. La faultat care șchioapătă. O mică prezentare. Hai, Florine, ne porți și tu norocaz, că săracul Adea vin de la București pentru treaba asta. Așa e, a? Hai să-i dăm bătaie. Iată că se crapă de ziua în spatele nostru, spatele lui Adi, care mă ajută, mă filmează. Nu mai stau să trec prin tot procesul de nadă, dar vreau să vă aduc în vedere ce folosesc, pentru că e bine să știți. Nadă Claumar Pescar de apă rece, ground bait special. De ce îl folosim pe acesta? Pentru că conține făină de sânge. Mi-e pare rău, i-am zis și lui Claudiu că de ce nu e trecut pe pungă, mi se pare foarte important. Făina de sânge, în perioada în care apa începe să se răcească, sfârșit de, mă rog, suntem la jumătatea octombrie, nu Adi? Suntem trecut de jumătatea octombrie. Deci două pungi facem pentru două persoane, o să am două pungi de astfel de nadă pe care vă recomand cu încredere pentru apă rece, în primul rând datorită făinii de sânge. Amestec cu jumătate de pungă de cerealieră, clasicul crab galben pe care ați văzut că l-am folosit tot timpul, toată vara, și puțină făină de porumb pentru nor. Oricum și făina de sânge face un nor foarte frumos în apă, combinat cu această făină de porumb foarte puțin. Deci jumătate de pungă cu jumătate de pungă și două pungi de apă rece, uite aici pe a doua, în care vom pune bonduiel, cânepă, am găsit deja fiartă, bineînțeles, de la Carp Expert, și aici am niște pelețele de 4 Red Krill Claumar Pescar. S-a vărsat punga pe aici, astea sunt foarte puține particule, nu multe, dar am de ajuns încât să dăm peștelui ceva de lucru acolo pe va. Deci, două pungi de apă rece, jumate de crab galben, jumate de făină de porumb și particule. Hai să-i dăm bătaie, repet, e răcoare, nu mai stăm să filmăm amestecatul, dar să vedem rezultatele. Am început partida, dragilor, suntem instalați pe pietre. Da, suntem în același loc unde eu cu Florin Petcu am mai pescuit și dacă îmi urmăriți episoadele, este locul în care am avut ruptura la somn, dacă vă amintiți, ruptura aia frumoasă din trăsătură de n-am reușit să ajungem niciunul la lanset. Numai că fix aici unde stau eu nu am mai pescuit, am pescuit mult în stânga. Îl vedeți pe Adi aici, care își face felul cu lanseta, iar dincolo de Adi, pe locul unde am avut ruptura la somn, pescuiește Florin. Din păcate nu putem fi aproape unii de alții, dar probabil că ne mai plimbăm și pe la ei după ce ne prinde oboseala din urmă. Am dat câteva lanseuri, foarte ciudat substratul,
țopăie plumbul mult de tot și atunci când încerc să recuperez, parcă agață, dar nu chiar, zici că mă trage cineva înapoi de el, nici nu pot să vă explic senzația. În fine, m-am tot adaptat, am mai recuperat câțiva metri, am mișcat clipsul și acum dacă dau drept în fața mea, pare că totul este ok. Au apărut deja trăsăturile foarte, foarte repede și am luat câțiva pești mici, mici, așa că am trecut pe o strună de 0,22, Guru N'Goj, sau cum naiba s-o pronunța, un cârliga macațu de 8 și boabă bonduiel, boabă de porumb dulce. Chiar și așa, chiar și așa cu aceste fire și aceste cârlige măricele, nu se mărește talia peștilor și trăsăturile sunt foarte, foarte violente. Hai să vedem dacă trebuie să mă ridic în picioare pentru că am un bolovan în spate mare și vreau să-mi agăs cârligul. Trebuie să câștig așa un pic și lansăm frumos, recuperăm repede peste clips un pic. Apa nu are mai mult de 4 metri, am făcut o sondare de bază la prima ora dimineții cu dipperul lui Adi, cir plus 2. Am văzut câțiva peștuți, dar nimic extraordinar. Și acum o să vedeți un pic plumbul cum țopăie până își găsește locul. Folosesc plumb noi de la... Ia uitați cum faci, foarte ciudat, eu n-am mai văzut așa ceva. Adică am mai văzut plumbul să fie dus de curent, dar nu această țopăială continuă. Și l-am întrebat și pe Florin, că nu știe locul mai bine de atâția ani, dacă sunt pietre și în larg, mi-a zis că nu. S-ar putea să fie cioate, trunchi de copaci fără crengi. Iată cum acum pare că s-a oprit. În fine, trecând peste asta, sper să, repet, să prindem o trăsătură frumoasă. Pești mici, sabiță, mărunaș, plătică, toți cu cât palma, să spunem, toți cu trăsătură violentă. La cârlig de 8, pe boabă de porumb, fără niciun vierme. Am fost puțin dezamăgit, să vă zic sincer. Iată, vedeți cum face, cred că se vede vârful. Asta nu-i trăsătură. Foarte ciudățel, foarte ciudățel, dar până la urmă, la un moment dat, se liniștește. Cel puțin așa a făcut până acum. Cine știe unde am nimerit fix aici, acum când filmez. Adi se luptă și el să-și găsească locul bun. Nu vrea să, vrea să pescuiască și aproape și departe. Și mai avem câte o lansetă în picioare la verticală. Eu o am în spatele camerei, Adi o are undeva în spatele lui acolo. Pe momitor sau nu știu, Adi, tu ce ai inventat? Ce ai băgat? Pe bilă, direct. Bilă cu pastă. Bilă cu pastă, iau, fără momitor, fără nimic. Sunt lăsate acolo la noroc. Suntem pe sălbatic. Nu trebuie să ne mire absolut nimic. Adică dacă prindem ceva, nu trebuie să mire pe nimeni. Da, cam asta e. V-am zis, Florin e departe. O să iau niște cadre cu el pe parcursul zilei. Nada, am prezentat-o, v-am zis cum am trecut repede la cârlige mai mari. Peștele mănâncă foarte bine, e clar. Numai că poate reușim să facem o selecție. Nada, n-aveam niciun dubiu, a răspuns foarte repede. Peștele e aici, nu avem ce să discutăm în plus, nu avem ce să adăugăm. Hai că poate ne revedem cu ceva trăsătură sau ceva activitate. Renuță mai mică decât degetul lui Mamaia, ăla strâmb. Mincio, gai să nu-l pierzi, că mi-a plăcut tare cum a dat. Poate e mai măricel, măcar să-l vedem. Frână? Ai mreană, nu? Mreană, e sigur. Asta e mreană. Ai mincio în stânga, mai bine ți-l iei pe ăla întâi. E, te-ai băgat în pietre. Ai ieșit? Adică e primul tău pește la Dunăre de vreun an jumate, doi. De acum 16 ani, de când erai tu copil. Mamă, și nu se vede, o scot... Crap? Ușor, ușor. Bravo, frumos. Ciortan, mă, la Adrian, mă, vezi, bav... A venit, Doamne ajută-mă!
A venit, Doamne ajută-mă, băiatule. Ia, stai așa să... Tașcă să oftică Florin Petco acum. Nu ne mai... Trebuie să-l tachinăm. Trebuie să-l înțepăm pe Florinache. E primul meu ciortan pe partea vezi asta. Că e chiar aproape regulamentar. Că de ce grăsun e, vezi, nu-i ca... Nu-i șui așa. Da. Adică la, pentru mărimea lui. Da. Bravo, mă. Super. Ia. Yeah. Pe, râdeai de mine. Eu, mrenuță, murunaș, plăticuță. Ia să vadă, ia să vadă băieții la ce dai. Ia. Hai, gata, oprește. Mamă, dar s-a fost pe trăsătură aici, eu am jurat că e mreană. Și eu la fel. Să ridici un pic? Da. Ia. Ai? Ce ai? Cu spin? Spin dubaba flotantă, și... galbenă, nu? Dubaba flotantă, galbenă și doi vieri. Bravo. Doi vieri pe culmii. Al nu știu câtelea pește mic, nu mă mai chinui să-i filmez. Așa merge partida. Dacă bași cârlig mai mare și o boabă ceva, se pare că-ți trebuie noroc cum a avut Doamne ajută, pentru că nu trage nimic, nimic, nimic. Dacă bași cârlig mic și niște vierme, intră morunaș, plătică, ați văzut mrenuță. Trist. Și mai departe, mai sus, nu pot să mă duc. Aș fi lansat mai sus un pic. Curentul e foarte puternic și coșulețul de 120 de grame nu stă. Mai vine și mizerie pe apă. Nu știu dacă se vede acolo, pe lanseta asta mare. Se vede pe apă cum ține mizerie deja firul ăla, care, na, e neschimbată. Vă imaginați că așa e și la feeder. Cu atât mai mult împinge curentul în coșuleț. Da, asta e, dăm înainte. Întreținem vadul și sperăm ca specia de pește să se schimbe. Vorbești cu plătica aia? Cu plătica vorbeam, da. Îi explicam ce probleme am, mă duc să o eliberez, hai pa! Iată-ne și pe standul B7, standul câștigătorului, stand favorit de altfel în această zi. Florin, capă cum? Capă de baltă. Florin, cum îți merge? Cum te simți în fruntea clasamentului? Mă simt extraordinar de bine. Abia ce am lăsat monturi, facem altele. Asta e. Văd că te-ai și înnoit. Te îmbraci în albastru, înainte te luam de acasă, erai îmbrăcat și tu în verde, ca da, pădurarul. Da. Acum te îmbrăcai, opa, ia, iarăși o țăcăneală, da? Am zis că să mă joc și eu cu asta la un morunaș. Da, da, da. Da, e prea morunaș, adică e prea morunaș. E prea mic, mă, da, așa prind și eu, dar n-avem ce face, sperăm că se schimbă peștele dacă întreținem vadul. Ia zi-mă, Florine, văd că te-ai, să știe și băieții care ne privesc, te-ai dat cu garbolino, nu? Băi, nu neapărat că m-am dat cu garbolino. În moment ce am făcut o înțelegere cu oamenii și au produsele astea care le folosesc mai puțin, eu știu, și nu prea sunt. Da, mă, da, orice produs trebuie un pic promovat și testat în primul rând. Și e foarte bine că ai luat ceva ce, uite, eu nu prea am reușit să pun mâna pe ele. Și da, ne ajută pe noi, pe pescari în general, da? Diversificarea asta de... Sunt atât de multe produse pe piață, da, că nu poți, da, să le testez pe toate. Adică nu, cineva, nu, trebuie să facă treaba. Cineva trebuie să facă treaba asta, da. Chiar dacă omul te înjurice, o reclamă. Dar dacă nu e cineva să facă și da, asta... Da, mă, așa explic și eu tuturor, mă. Dar oricum, eu vreau să te felicit pentru că meriți. Ai multe partide de experiență, mulțumim, cât casa. Și sper să ai o colaborare de lungă durată cu băieții. Ia uite, uite ce frumos. Frumos te-a. Frumos te-a. Da, mă, tot... Tot, da. Uitați ce prinde și Florin. Asta da, prindeam și eu. După deștea dăm, da.
cât de bine merge pescuitul. Da? Implicare totală, implicare totală. L-am distrus. Triplu drift. Două lansete, triplu drift. Deci nu mai pot, mă dor, mă ale. Am luat la pilă, am luat la porumb, am luat la păpănele, am luat la mamănele, râbă cu vierm în ea, nu știu, asta am luat. Deci, boiles cu popa în el și cu vierme în popa. Deci vierme, până și la asta am da, prins. Ai și viermele din popa și din boiles ca din măr. Nu știu, da, da, nu, ceva senzațională, partidă incredibilă. Sper că ați zâmbit și ați râs și voi un pic. Ne pregătim de strâns, nu mai avem răbdare să mai stăm. Aceiași pești. Am obosit. Am dat peste grădiniță aici, aceiași pești mici, mici, mici din toate speciile. E sărbătoare dacă scoți un morunaș de 10-12 cm. E sărbătoare. Toți sunt cât degetele așa de mari. Plătică, mrenuță, sabiță, morunaș, că cam asta am luat până acum. Bineînțeles, bonus ciortanului azi de dimineață. Care ne-a entuziasmat și ai și uitat de el, da. Ne-a entuziasmat și am zis că mamă, ce-i facem? Nu am făcut nimic, efectiv a fost o doză de noroc la Adi, da. Și nu s-a mai repetat. Poate, dacă am stat până se întunecă, poate să mai vină unul sau să mai fie o repriză un pic mai bunicică, dar hai să fim serioși, dragilor, n-are rost. Atât, nu Adi? Da, am mers pe ieșirea, contează azi. Azi ne-am luat-o rău, da. Nu poți zici că a fost lampă, știi? Că n-am fost lampă. Nu, mai ales și mai rău. Mai ales tu, tu ai luat. Să și mai rău, pentru mine a fost chiar bine, un ciortan și atât. Da, da, atât, corect. Un ciortan și punct, adică nu. Da, și eu am luat mai mulți mici, deci nu. În fi, vă lăsăm, vă mulțumim că susțineți canalul de YouTube Altacu. Oricând, orice, îmi scrieți, îmi spuneți. Asta este săptămâna viitoare, din nou, n-avem încotro, suntem și la muncă, ne face și plăcere, fire întinse una plin de capturi majore, băieți, și mulțumesc! Doamne ajută, băieți!